Da. Fratele. Mai mic. Cel mai mic. Adevărat, am dat scălitură, de fiecare tăț am dat scălitură. Dar eu am dat pentru documente, n-am dat Testament. pentru, cum, am dat pentru testament, nu pentru cadou, dăruirii acolo, cu tătul. S-au pus, s-au dat și nu știu ce să Documente, pe tipa alma, cum, spat și cineva, documente pe cineva și ebă, nu, fratele mai mic spat, plătească comunal, în locuri este atât. Pământ tot este, se poate plăti este. Vezi că dacă a decedat tăticul, tata nu poate să plătească, el nu-i. Așa că l-am urât surd. Da, dar eu nu prânesc nimic. Da. 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 Că e obișnuit că n-ați mă fugăreați din casa părâncească, poți să vii, numai să dau o scălitură, că asta, că-ți fac documente pe Ivania. Că n-ați mă fugăreați. La urmă, am un an, am ajuns că m-a dus din nas. E pus în șalat. Tima. Nu, că te-ai făcut așa la așa e că te-ai făcut așa. Da. Da, la flacră mi-a stau. Și stau la gazdă, am o iană că aici, nici aici nu pot stau. Schimbăm gazdă. Și vreau să vezi că eu dacă eu nu sunt scoasă de la evidență acolo în stat, din casa părintească, nu sunt scoasă. Da, una când am venit problema că nu pot să dau un copil la grădiniță. Că copiii vezi că e în familia mea. Păi și ce E importanță că... are? Dar păi și am văzut că nu pot să dau un copil la grădiniță, că nu-i pus la evidență. Nici asta... Că așa la grădiniță vezi că nu pot să dau. Că nu-i pus la evidență copiii ăștia. I-i pus la topal, automat, după mine. Deci ai complicații cu asta. Da, că nu poți da nici copil la Deci grădiniță, o că eu situație trebuie cea, și eu trebuie... Dima, taci, că eu grăiesc. Că una că eu asta, copiii îți dau la grădiniță, eu nu pot să dau. Că copiii în familia mea și îi pus la evidență acolo automat, la topal. Și eu, dacă sunt acolo, eu trebuie să dau la topal la grădiniță, dar eu nu pot să dau că nu mă prânește. Și Și... care-i planul? Ce ai de gând să faci? Eu vreau, știi, să-mi scot partea mea înapoi, că dacă m-am înșelat, vreau să-mi scot partea mea de casă, să pot să dau copii, să am unii tragic, să pot să dau copii la grădiniță, să stau fără grijă, nu mai stau pe... Da, Nu și mai aici, stau din... aici în sat la soacră nu poți să te duci la primărie să te înregistrezi, poți da copii la grădiniță? Nu. Nu, fost, am Au întrebat. fost și au întrebat și nu. Și nu. Zis primarul că nu te înregistrează, dacă Da, locuiești acolo de facto. nu sunt înregistrată, sunt unii înregistrată, eu spus la evidență, acolo, aici nici copii nu pot să dau cu gric cu primarul. Domnul Oleg, îmi cer scuze pentru că vreau să vă spun și eu dumneavoastră un lucru, așa se întâmplă, știți cum? S-a adresat lui Dumnezeu că trebuie un ajutor social să-i ofere, știți cum, la mame cu copii, că ca tare eu mit și în adeverințele de naștere la copil nu sunt scris ca tată, Dar de înțelegeți? ce? Eu am făcut ca mamă singurat. Pentru că am avut niște probleme cu la stare civilă și când ne-am făcut actele și Ludmila e înregistrată în raionul Cimișlia. O zis că noi nu avem înregistrare, că înregistrat căsnicia, nu suntem, trebuie să dau multe, știi cum, dă în ca în șereu mai multe acte, știi, pentru că faci adeverința la copil, trebuie știa că atâtea acte s-a dus și aia asta, dă în ca una alta, sunt multe cerințe. Eu văzând una ca asta, că așa este umblătură, dar nu urgent îmi trebuie pentru ca la spital să fie înregistrat copilul la medicul de familie, trebuie să aibă adeverința de naștere când îi faci cărticica la copil.
Și au zis, noi așa am luat comun, am vorbit, am zis că da, Ludmila, facem pe familia ta. Pe primul și amuia, pe a doilea, tot pe familia ei. Ies că e nici ajutor social nu poate să primească, pentru că trebuie să ducă la asistent social în sat, unii ei pusă la evidență, unii are viza de reședință, unii născut. Nu, dar de ce nu înregistrează? De ce nu înregistrează primarul de la voi din sat, dacă ea trăiește la tine, la voi, la părinții tăi? Da, nu poate să înregistreze pentru că Liuda e din raionul Cimișlia, dar eu din raionul Basarabeasca. Șapși. Și ea trăiește la Basarabeasca acum. Da, dar trebuie și nevata să o înregistreze, să o pui la evidență pe Liuda într-o casă. Păi, iată, în casa nevata, socrilor, la tine, nu? Nu se primește. Sunt probleme și eu tot am probleme cu rudele, că nu se primește, pentru că aici e dificultate o leacă este. Și Ludmila a fost, asta a fost vreo 3 săptămâni în urmă, a fost la casa părintească, că e, frate, eu spus că ești cu sora, că când să ai posibilitatea să vrei să te întorci înapoi la casa părintească, noi n-astea lungăm, când i-a dat semnăturile în favoarea fratelui mai mic, dar acum ies că Ludmila a fost păcălită, înșalată, ies că e nu are, dar niciun drept la casa și eu arătat, a fost la notar, o zis că dă-ți-mi o copie, îmi trebuie o copie, să mă aduc să prezint la poliție, că am depus cerere pe numele lui sora mea, că ieri am fost alungată din casa părintească, mai înainte am mai fost alungată de fratele din casa părintească. Și notarul îi spune așa, o zic, dar tu nu ai dreptul la casa părintească. Liuda spune, cum așa nu am drept? Tu ai dat semnătură pentru moștenire, tu ai dat cadou partea ta de casă. Tu ai fost la noi, ai semnat, dar iese că Liuda a zis că eu nu am știut pentru ce am semnat. Eu am semnat pentru testament, ca fratele să poată plăti unul, cum ne-a spus, că... Știți cum au luat-o cu măgulica prin abuz de încredere și trafic de influență? Trebuie consultat juriști, avocați, să vadă în situația asta ce se poate face, dacă este vreo posibilitate de a revizui, de a retrage semnătura aceea de la notar și tot așa. Trebuie consultat juriști, da, ceriți de la Centrul Național de Asistență Juridică Garantată de Stat un apărător, o apărătoare, că probabil nu aveți venituri destule ca să vă plătiți un avocat. Da, da. Și mergeți în instanță, nu știu cum altfel. Dacă notarul nu ți-a spus că poate fi revizuită semnătura ce, înseamnă că trebuie în instanță de judecată. Dar eu am mai văzut un caz așa, domnul Oleg, pe Facebook, tot o persoană, tot în dificultate ca Ludmila, a ajuns într-o problemă cu copiii, tot ajunge în stradă, soțul a fugărit-o pe soții cu copiii, dar casa era făcută comun, știi? De, nu știu cum acolo a ieșit, într-o situație dificultate că el nu avea drept să o alunge din casă. Și când a alungat-o, el s-a adresat la avocatul copilului. Și avocatul copilului a făcut așa, conform legii, toate criteriile, a mers prin instanță și a făcut că el nu avea dreptul să o alunge din casă. Și la urmă, a primit-o înapoi în casă și încă e un prejudiciu material i-a acordat pentru că a făcut tot scamatoria asta. Înțelegi cum? Ies câteodată... Una e cu soțul când ai făcut casa împreună și se împarte după aceea în defălmășii și alta e când ai obținut prin moștenire o casă și tu donezi cota ta parte. Cred că e altă situație, dar oricum puteți vă adresați și voi, avocatii poporului, dacă e disponibilă și vorbește cu voi, dar neapărat s-a apelat și la un avocat de stat ca să mergeți în instanța de judecat, că avocatul poporului nu poate să se implice în relațiile civile. Tot în o acțiune în judecată trebuie să facă cineva. Da. Trebuie la comrat, că noi suntem cu sediul la avocatul la noi, dacă se dă o garantat de stat. Noi suntem raionul Basarabeasca, raionul Cimișlia, suntem cu sediul la comrat. Suntem direcția sud, la comrat, avocat de stat. Nu, pare că asta de garantat. La Chișinău se ocupă de toate. Și oricum puteți cere asta prin e-mail, nu trebuie neapărat să vă prezentați acolo. A, prin e-mail trebuie de online, da? Uh-huh. Iată, mă uit la... oficiu teritorial și vă spun acuși ăsta din Chișinău de cine se ocupă oficiu. Da, este unul teritorial Comrat. Ăsta din Chișinău se ocupă de Hâncești, Strășeni, Șoldănești, Eloveni, Căușeni, Ungheni, Benderi, Nespureni. Da, probabil cel de la Comrat se ocupă și de voi. Da, Cimișlie, Basarabeasca, Leova, Vulcănești. Da, cel de la Comrat. Le sunați sau le scrieți un e-mail și vă lămuriți. Strada Șevcencu 31 bara A.
Dar nu-i greu de deplasat chiar la dâns și la sediu și Ludmila să-i lămurească detailat mai bine situația când un avocat cunoaște de la A până la... Dacă nu vi-e greu să mergeți la Comrat, mergeți. Da. Dar, cum spune, acum știi cum a rămas Ludmila șocată încă una, domnul Oleg? Sora ei, a lui Ludmila, de una zi o șantaja, o scădenie, o semnătură pentru copil, știi cum s-a terminat tutela și procura. Dar copilul nu i-a dus în țară, ei iar au venit de una zi în țară, dar copilul l-a lăsat în Italia și Ludmila Muia nu i-a dat semnătura. O zis că tu adă-n copilul, să-l văd copilul că e sănătos, să vorbesc cu copilul, că anul trecut când a fost judecat, au spus că pe data cutare trebuie să aduc copilul înapoi în țară și el nu l-a adus, înțelegi? Când Liuda s-a salvat de comuni și nici nu-i dă comunicare la copil cu mama, sora lui Ludmila. Și înțelegi cum? Acum au vrut semnătură, dar Ludmila nu i-a dat, că i-a spus, unii e copilul, nici nu ni l-a adus și s-a început o ceartă, că sora ți-a zis și că a zis că dacă mai căutați voi cu amenințări. Am început, dacă mai căutați voi mânză, au zis că eu mă duc și mă adresez la asistența socială și au zis că să vă decadă din drepturile părintești de copii pe Liuda. Știi că au zis că tu îmi cu copiii mici, minori, au început motivul, că nu aveți casa voastră, că nu aveți unii trăiți la gazdă, în chirie, ca să mă duc și ați grăiesc cu asistența socială și ați vă iei copiii și pe ăștia doi. Ludmila, încă au zis și polițiști când la poartă la casa părintească, când au fost dăunăți Ludmila, sora ei de fața la poliție, o luat și o amenința că sună la asistența socială, dar polițistul îi zice, sună, doamna Lilia, sună la poliție, lasă fie asistența, sună la asistența socială, lasă fie asistența socială și acum și-ați vedem în dreptate, ați fie încă, îi spun lui Liuda, nu te scârghi, nu plângi, că o să vine asistența socială și o să poate încă să te ajut și o să dai o cameră în casă, să o impui pe sora ta să te primească în casă. Și când au auzit sora ei că merge de la spre asta, au început încă mai mari amenințări. Au început că ea ca voi să ajungeți în pușcărie pentru că m-ați postat pe internet și de dumneavoastră. Știți când Ludmila, când s-a adresat la dumneavoastră, când filmulețul și ala când a vorbit, o să că deși m-ai postat pe internet și o să că ne-i rușine să merg prin sat și prin raionul Cimișlie când vin în Moldova, că deși ne-ați făcut dosar penal, eu zic că dosarul penal nu se face ca cum frunza chică din pom. Tot au fost probii, au fost marturi, s-au făcut dosarul, s-au investigat, au fost judecată, s-au clarificat. Dar ce dosar? Pentru scoaterea copilului din țară sau pentru ce a fost dosar penal? Eu făcut pentru trafic de copii. Și s-au judecat și s-au terminat. Da, au fost judecată. Da, au fost pentru că atunci a sechestrare, că copilul el nu l-a adus atunci în țară. Un an a fost fără copil în țară. Ce s-a terminat? Că ei trebuie anul ăsta. Ei trebuie să aduc copilul în țară, să pot mă comunica, să văd tot normal, să pot vorbi, comunica și să dau sfaturi tot normal și dau... Că anul trecut eu dat semnătură ca să duc la învățătură copilul acolo să învețe un an de zile și la, când se împlinește data de semnătură a tutelii și procurii, că eu dat custodii. Și când se împlinește data, procurorul a spus așa, că Lilia e obligată copilul să vie în țară pe data de dar pusem 3 august, să vii cu copilul în țară, să prezinte la procuror cu Ludmila, să vadă Ludmila, să-i spui la procuror de fața lui Liuda, de fața lui Lilia, să-i spui și copilul, că da, un an de zile cât s-a aflat copilul la Italia, Ludmila a comunicat cu copilul, a văzut copilul permanent, dar acum Lilia se vede că s-a speriat, s-a temut, pentru că un an de zile după ce a plecat la Italia atunci, anul trecut, în august, copilul la Italia. 2 ori așa ai vorbit cu copilul. O săptămână așa au vorbit cu copilul. Cam în fiecare zi vorbim și în ultima zi, când vreau să sun, soarul meu că băietul nu vrea să vorbim. În timp de la ultima oară când am vorbit cu băietul, soarul meu s-a spus la magazin și am vorbit aproape un ceas de vreme cu băietul. Am vorbit așa de ghinică. Acum mama cu copilul vorbesc. Și a doua zi când am vrut să sun, ridic soarul meu trupca. Băi, nu vreți să vorbească cu tine, că n-am să-l cum, ieri tot normal și azi, dar nu vreți să vorbească. Ce s-a întâmplat? De atunci, gata, iar din nou, că nu vreți să vorbească. Un an de zile nu a comunicat mama cu copilul. Era interesant, tot normal, hop, nu vrei, da, mă. O săptămână a comunicat după ce a plecat în Italia cu copilul cu mama, după asta a zis că copilul gata, refuz să vorbească cu mama. Dar acum iese că eu făcut că acum 2 ani înapoi, au făcut că au venit fără copil și au cerut semnătură de la Liuda și Liuda nu i-a dat 2 ani înapoi semnătură.
Da, anul trecut i-a dat semnătură. Amu i-a dat tot, nu i-a dat semnătură, pentru că nu a adus. Atunci nu a adus copilul, nici amu nu l-a adus să-l vadă mama, comunici copilul. Eu dau că el când văd copilul că e sănătos, vine, vorbește cu mine, o vede pe sora lui, pe Magdalena, să stăm vreo câteva zile să vorbesc cu copilul, știi? Cum sora are drept să comunici, mama are drept să comunici cu copilul. De-acord. Sora cu fratele are drept. Da. Și fiecare copil are drepturile lui. Asta încalcă drepturile la copil, la dinte după Dumnezeu. Și ce ai vorbit atunci o săptămână cu el, un an n-ai mai vorbit cu copilul. Da, da, eu am mai sunat cu o lună în urmă, tot am sunat să vorbesc cu băiatul. Nu vreau și eu începe la mine, că și mi-a dat, mi-a făcut dosar, ține una așa bună cu dosarul ăsta care a fost sudul, că ne scoate ochii. De două ori am sunat, am lăsat o leac să a liniști, să apele, am lăsat o săptămână să treacă să a liniști. Și sun iar să văd, da, să-mi dai trup ca să vorbesc cu băiatul, iar începe cu dosarul. Și n-am mai putut vorbi cu băiatul. Deci cu fratele nu te împaci, nu te lasă să trăiești în casa părintească, cu sora nu te împaci, da, că nu-ți dă voie să vorbești cu copilul propriu, care ia l-a înfiat, cum ar veni, sau i-a dat custodie, dar nu înțeleg ce fel de custodie provizorie și condiționată. Nu-i... Băietul nu vrea la Moldova, i-am făcut placul la băiet, că el vrea la Italia, acolo, că el nu știe limba de stat una. Și lui, dacă era și la Moldova, trebuie... E mai tare era să, cum, situația lui era să pui în într-o școală, am înțeles. Da, 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 e, da, da. E mărișor deja, câți ani are? Stres era și mai tare. Și eu l-am lăsat, dacă el și limba italian, l-am lăsat mai departe. Am lăsat, dar l-am văzut turc, el dăm la școală. Și l-am lăsat, am făcut placul la băiet. Și deci, dacă nu era să iert stormea, dar mi-era și bănchis, dar așa eu am iertat. În sala de judecat o iertat-o la... Eu am iertat-o radi băietul meu, că băietul vrea la Italia. Asta am iertat-o, deci, dar și... Era atunci era să fie închis pentru trafic de copii și pentru era și tichetul. Era și bănchis, da. Dar așa am iertat-o. Și acum iese că Ludmila nu poate comunica cu copilul, fix faci sorsa iar cum a făcut cu asta și... Interesant. Și acum, nu i-a fost de învățătură dosarul cel la penal, acum... Nu i-a fost. Cred că nu i-a fost din învățătură. Tot calc pe aceeași greblă, înțelegi cum? Tot aceeași cum a fost situația până la sud, cum... Nu, dar de fix am o iar din nou. Încalcă și drepturile copilului și drepturile mamei. Da, dar ascultați, anul trecut ai fost, așa? După ce a plecat el la Italia cu copilul, peste o săptămână te-ai dus la casa părintească. Când Vania cu Lilian te-a scos din ogradă, frațele mai mari și fratele mai mic, Lilia i-a spus anul trecut când i-a dat Liuda, i-a dat semnătură. Ce e interesant aici? O dat semnătura, a plecat copilul la Italia, dar înainte de a pleca copilul la Italia, Liuda a fost, a stat două zile la Topala. Sora lui Liuda i-a spus, e fata și vină, încă noi nu avem pe Daniel. O zic, e fata și vină, hai stai la casa părintească. S-a dus sora lui Liuda, s-a dus Lilia la Italia, pe 3-4 zile Liuda s-a dus și la Topala. Cu mine împreună, am zis că mă duc să o petrec, știi cum, să duc să nu știu, că când am să-mi țâc și avata și bâza. Când ne ducem, frațul gata și de la poartă în cuie poartă și Liuda zice și eu am venit la casa părintească. Lilia a spus că gata, eu pot să vin la casa părintească, vin în ospiție, vin, stau aici, frațul i-a zis, o să dau o cameră și o să-ți iau tot dezbrac. Camera, ți-o lăs cu păreță goi și vine și trăiește într-o cameră. Când s-a dus Liuda, frațul cel mai mic și cu cel mai mare, o scos-o din o gradă și a început cu amenințări. Noi, în timpul ăsta, am luat și am sunat la 112, a venit poliția. Bă, oameni buni, uitați-vă așa și situația. Sora i-a spus că să vie în casa părintească, dar astăzi, dacă Liuda a venit în casa părintească, dar o alungă fratele mai mic și fratele mai mare. Cum ies asta? Când sună Liuda, sună Sara, sună sorța. O să eu nu ți-am spus, eu nu ți-am spus să te duci să trăiești acolo. Eu ți-am zis să te duci numai în ospiție, înțelegi cum? O măgulit-o iar, pentru că căpăta iar semnătura pentru copil, ca să poată copilul duce la Italia. Noi nu suntem, Liuda a zis, nu-i contra copilul să ducă la Italia, să învieță, să facă un viitor acolo. Că în Moldova la noi e dificultate, e greu. Eu nu a zis lui Lilia niciodată, ca să iau copilul, n-ați să-l mai dau la Italia, că vreau copilul să rămâi în țară, nu i-a spus. Dar e ține una și bună, tu vrei să iei copilul înapoi și vrei să distrugi viitorul la copil. Da, noi înțelegem, viitorul are copilul la Italia. E o învățătură ca lumea, e un sport, are de toate cerințele. Dar la noi, la Moldova, e costisitor și nu avem noi posibilitatea asta.
Că înțeleg că e foarte greu, la tăți, nu e numai la noi. Dar ea muia pe noi, știi cum, ne apasă că încă ne-au început amenințări cu asistența socială ca să ne iei copiii ăștia, că dacă noi să Liuda n-a să dăie semnătura pentru băiatul mai mare, înțelegi cum? Am înțeles. Bun. Apelați la avocatul poporului și ceriți avocat de stat și judecați-vă, ca să vă lămuriți cu frații. Înțeleg că ai nu numai un frate, dar ai doi chiar. Așa că probabil sunt acolo trei semnături ca al patrulea frate să obțină casa părintească. Deci, ca să redobândești sfertul acela de cotă parte, trebuie să anulezi declarația de la notar.